Vine însă o informație de ultimă oră acum de la ANM, cod portocaliu de ninsori abundente pentru mai multe zone din țară, emis în urmă cu foarte puțin timp. Este alături de mine în platou cu toate datele colega mea Alina Șerban, meteorologă ANM. Alina, te ascultăm, care sunt informațiile cod portocaliu, așadar de vreme severă, ce zone sunt vizate? Bună ziua, Lorena, bun găsit tuturor. Într-adevăr, ne regăsim sub influența unor sisteme frontale asociate unui ciclon care determină, în primul rând, precipitații însemnate cantitativ. Acest lucru s-a întâmplat și pe parcursul zilei de ieri și continuă și astăzi să determine cantități mai importante de apă, peste 30, peste 50 de litri pe metru pătrat, în partea de sud-vest a teritoriului, mai exact în sud-vestul și vestul Transilvaniei, în zona Carpaților Occidentali și în zona Carpaților Meridionali. Acolo vom acumula cantități mai importante, însă precipitațiile se vor semnala cam în toată țara pe parcursul zilei de astăzi. Vorbim de precipitații pentru că în același timp avem și advecție de aer rece. Am resimțit-o încă de ieri, însă timid, aș putea spune, pentru că temperaturile au continuat să fie cu mult mai ridicate decât în mod normal avea la această dată. Procesul de scădere a valorilor termice va continua și în zilele următoare, și astăzi și în următoarele două zile se va resimți în toate regiunile și mai ales pe parcursul nopților, astfel încât temperaturile vor deveni negative în vest, în nord, în centru, mai puțin în celelalte regiuni noaptea, iar ziua se vor situa în marea lor majoritate între 4, 5 și cel mult 13-14 grade. Să revenim la precipitații, ceea ce este de interes pentru ziua de astăzi, că se vor transforma pe fondul advecției de aer rece în lapoviță și ninsoare în zonele montane. Acest proces de transformare a început încă din noaptea anterioară în zonele montane înalte. Va continua și astăzi, astfel încât la altitudini de peste 1400 de metri vom avea precipitații sub formă de lapoviță, dar mai ales ninsoare. Se va depune strat nou de zăpadă în Carpații Meridionali, în Carpații Orientali, mai consistent în vestul Carpaților Meridionali, iar în această după-amiază și în Carpații Occidentali. Spuneam că vom avea cantități importante de apă în vestul, în sud-vestul Transilvaniei, iar vântul va prezenta intensificări astăzi în zonele montane, rafale de peste 70-80 de km pe oră, și mâine, ceea ce face obiectul unei noi atenționări meteorologice de cod galben, vom avea intensificări ale vântului în nord-estul teritoriului, în mare parte din Moldova, în nord-estul Munteniei, rafale de 60-65 de kilometri pe oră. Și în capitală vorbim de un proces de răcire continuă, l-am resimțit timid de ieri, îl vom resimți și astăzi și în zilele următoare, astfel încât maxima va coborî ușor spre 10 grade, iar temperatura minimă spre 3-4 grade. Ne revedem și mai târziu, Alina, îți mulțumesc!